села на севере Молдовы продолжают сталкиваться с проблемами нехватки питьевой воды. В населенном пункте Брейкеу в Дандюшанском районе многие колодцы остаются сухими, и их количество только растет. Тут, как и во многих других местах, где раньше можно было набрать ведро воды, сейчас не осталось ни капли. Местные жители вынуждены обращаться за помощью к тем, у кого еще есть чем поделиться. Я cansat este cât e de mare el, dacă sunt trei fântâni cu apă. Eu e că mă duc la fântână și evidenția că tocmai acolo de vale, acolo este o leacă de... Și o fântână e că tocmai acolo și o eu cu lută, e în două, cu, când iei apa, pă, cu e murdar. E numai de spalat ceva, dar de băut n-ai chem să bei. Ia că aici este o fântână și tocmai, nu știu, unde mai încolo, în marginea satului, este o fântână care mai este și apsă duce lumea și scoate cu... Căldările cu bidoanele și aduc acasă. Am de vădă o 3 luni aici a noi, până m-au fost, dar noi am. Eu mai am o gospodărie acolo, dar 2 ani nu iau. Aveți apă în fântână? La noi aici este. Dar unde? Dar în deal, încolo, tare nu-i și aici de vale, ca când vă coborâți pe uliți, tot nu-i. Nu ia apă deloc. Să fie asigurat cu apă pentru gătit, curățenie, spălat și alte necesități a devenit o sarcină dificilă în satul Brăicău. Locuitorii fie apelează la unul dintre vecini care a săpat recent o fântână nouă, fie parcurg un drum destul de lung până la periferie. Echipa Newsmaker l-a contactat pe primarul comunei Sudarca, în componența căreia intră și satul Brăicău. L-am întrebat pe edil ce măsuri au fost luate pentru a rezolva problema. Oleg Dediu ne-a informat că a trimis documentele pentru a participa în cadrul programului Satul European. Acesta speră să obțină finanțare pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă. Deși cererea nu a fost acceptată, există șanse să fie revizuită. Eu m-am hotărât să fac un demers, o scrisoare de mers, adică către Oficiul Național de Dezvoltare Rurală și Locală, cu solicitare să fie reexaminat acest proiect. Scrisoarea am trimis-o prin poștă și am fost adăugător încă la Oficiul Național și am depus-o în fizic, cu număr de înregistrare, cu data zilei când am fost acolo la oficiu și mai scurt până și la ziua de azi nu avem niciun rezultat. Ecologistul Anatolie Prohnițchi a explicat ce se poate face pentru a restabili situația apei în Moldova în mod natural, dar a precizat că acest proces este de lungă durată. Este complex să podaiți, în tom числе și посадить, как положено, деревья вокруг водоема, вокруг рек, вдоль рек точнее, да, вот, чтобы уменьшить испарение и чтобы река текла своим курсом и не просто испарялась, а подпитывала. Лет за 5 можно все это привести в чувство, в порядок. Amintim că în această vară cascada de la mănăstirea Saharna, care se află la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău, a secat complet. Localnicii spun că este prima dată când se întâmplă acest lucru.